interesează, Dan, vrea să ne spui cumva o perspectivă dublă, odată de curator și apoi de critic de artă, să zicem, și istoric de artă, de fapt triplă, odată, să zicem, perspectiva de la firul ierbii ca om care participă alături de artiști în organizarea evenimentelor expoziționale, muzeale și așa mai departe, și ale publicațiilor aferente, și apoi perspectiva, să zicem, de observator, cumva implicând cunoștințe de critică și istoria artei mai ample, în care nu neapărat te vei referi la expozițiile pe care le organizezi, cât la tu, mod direct, cât la modul în care s-a structurat, să zicem, fenomenul artistic românesc în ultimii 30 de ani, dar mai curând atenția ta va fi, înțeleg, pe anii 2000 și după. Deci începem cum vrei tu, eventual chiar amestecând toate cele trei poziții din care se poate privi fenomenul artistic românesc cu privirea ardelenească a clujanului și a curatorului de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Desigur, experiența despre care voi vorbi în continuare este în mod natural direcționată în toate cele 3-4 direcții de care vorbeai anterior, ci sunt ipostaze pe care le parcurg, vrei, nu vrei, este o experiență în care, pe lângă experiența mea ca organizator direct în colaborarea cu artiștii, cum foarte bine ai observat, sunt în ipostaza de a vedea cum se întâmplă lucrurile și în proiecte care au loc la muzeu. Sunt proiecte care sunt colaborări între muzeu și alte instituții sau în unele sunt invitat în calitate de colaborator la rândul meu. Și atunci sigur că se diversifică perspectiva în care privesc lucrurile. N-aș rupe însă această experiență a mea diversă de contextul în care ea se produce. Și eu aș spune că acest context l-aș sintetiza în câteva sintagme doar de dragul de a poziționa în timp ceea ce am făcut și a avea o structură și temporală, dar în același timp și o structură pe anumite tematici. Pentru că în activitatea pe care am avut-o am văzut că am putut observa că evenimentele, expozițiile pe care le-am organizat au fost tot atâtea răspunsuri la evenimente sau preocupări care se întâmplau în general în lumea artei în respectiva perioadă. Și atunci eu aș zice că contextul anilor 2000 în care eu mi-am început activitatea ca profesionist a fost pregătit cumva de ceea ce s-a întâmplat în anii 90, inevitabil, și probleme care se puneau în acea perioadă au continuat să fie probleme sau au continuat să fie problematizate, aduse în discuție, reformulate în anii care au urmat. Eu aș zice că nu putem să facem abstracție de așa numită ruptură 2000-istă, despre care se vorbește pe bună dreptate, care schimbă maniera de a privi realitatea. Resursele, mi se pare interesant de observat că acele resurse care sprijină ruptura sprijină în același timp și noua manieră de definire a artelor plastice. Și m-aș referi la aceste resurse doar pe scurt, ar fi noile media, arta pop, hiperrealismul anilor 60-70, adesea s-au vehiculat aceste concepte. Și desigur că ceea ce s-a întâmplat în anii 90, bulversanții anii 90, cum spun unii, a fost pe de o parte provocarea genurilor tradiționale ale artei, punerea lor în criză, să spunem așa, în special pictura, care a fost foarte atent chestionată și adusă în discuție de către unii, care o considerau ca un fel de gen de artă perimat, care nu mai are forța de expresie pe care o avea altădată. Mulți o considerau ca fiind un gen care nu mai este capabil de a aduce în discuție nou, de a produce surpriză vizuală. Și atunci toate aceste noi medii, arta pop, hiperrealismul, veneau să redefinească o viziune mult mai apropiată de realitate, mult mai pragmatică, cu ghilimele de rigoare mai tăioasă decât fusese înainte paradigma artistică înainte de 89, să spunem. Deci, pe de o parte, este această ruptură 2000-istă pe care am adus-o în discuție, pe de altă parte, aș aduce în discuție noile standarde pe care le impune succesul internațional al generațiilor anilor 90, al tinerilor generații ale anilor 2000. Aș invoca aici câteva succese care schimbă datele problemei. Dacă mi-l amintesc acum doar pe Dan Pejovski, spre exemplu,
cu succesele sale din 2006-2007, când a expus atât la MoMA cât și la Tate, mi se pare. Bienala de la Veneția mult înainte, în 99. Bienala de la Veneția mult înainte, desigur. Ion Grigorescu, care se selecta la Documenta 12, și mulți alții. Pe urmă, în anii 2000-2007, se afirmă foarte mult școala de la Cluj, cu o bine meritată recunoaștere internațională. Și atunci aș zice că, pe de o parte, această schimbare de paradigmă, pe de altă parte, aceste succese internaționale care schimbă standardele la care se raportează artiștii, mi se pare că au fost două schimbări care au schimbat dinamica artelor într-un mod foarte diferit de până atunci. Cred că trebuie să punem în ecuație și contextul, până la urmă, geopolitic, dacă vrei, cel al intrării României în Uniunea Europeană. Totuși vorbim de acei ani 2006-2007, nu-i așa, când am reușit integrarea, apoi au fost, să zicem, contextele locale de desprindere de comunism prin condamnarea lui în Parlamentul României ca regim ilegitim și criminal, 2006 decembrie, apoi rezultatele recunoașterii Holocaustului. Cred că ăsta este contextul care, până la urmă, a făcut posibile, pe de-o parte, schimburile, circulația artiștilor, nu e așa, mai amplă, pentru că una era să mergi artist român cu viză și știm ce însemna să obții o viză din România înspre o țară europeană. Alta era să nu mai trebuiască acea viză într-o țară europeană, nici pentru lucrări, cu drept de liberă circulație și așa mai departe, inclusiv cu aspectele care țineau de, sper, curiozitatea Occidentului sau a lumii libere pentru o țară, iată, ca România, care avea și artiști. Nășteau și aici oameni interesați de artă. Sigur că da. Și această schimbare de paradigmă, resimțită și la nivel social, cum bine observai, este o schimbare care a fost receptată într-un fel în anii 90 și în altfel în anii 2000. Adică în anii 90 se simțea foarte mult practicile artistice, dorința lor de a ieși din ipostaza de artist estic și de a-și arăta calitatea lor sau potențialul lor occidental. Felul de a se afirma în anii 90 ținea mai mult de această capacitate de a fi non-estic și de a dovedi că ești capabil să fii universal, dacă vrei. Și pe de altă parte, în anii 2000, exact caracterul estic al artiștilor le-a adus succesul sau a atras atenția asupra lor. Pentru că puneau probleme specifice, locul a avut curaj din ce în ce mai mult de a problematiza statutul artistului estic, problemele cu care el se confrunta în trecutul mai îndepărtat sau în trecutul mai apropiat, iarăși mi se pare emblematic. Și pentru artiști asimilați sub sintagma de școala de la Cluj, cum e Adrian Ghenie, Șerban Savu, Victor Mann și ceilalți, mi se pare că, mai ales la începutul succesului lor, preocuparea pentru zona centrală este europeană și cu problematicile comunismului și postcomunismului tratate într-o manieră accentuat realistă, figurativistă, a atras atenția în mod suplimentar asupra lor. Mi se pare că, pe de o parte, recunoașterea background-ului cu care au avut de a face ca creatori, ca structuri umane și ca artiști de asemenea, a contribuit substanțial la succesul lor internațional. Eu nu pot să mă uit la ei decât într-un context, să zicem, mai larg, uitându-mă chiar înspre cinematografia românească, care, să zicem, noul val, nu-i așa, numit Cristi Puiu și And Friends, da, și Suita, da, și care cumva merg tot în aceeași perioadă, reușesc, să zicem, străpungerea cu un tempo mai rapid, totuși, lumii occidentale prin premii și cumva, apropo de tipologie și, să zicem, tip de paradigmă, rămânând în zona, să zicem, nu-i așa, Lucian Pintilie, a maestrului, bagajul acela de, să zicem, critică, dar totuși constructivă, realistă, asupra unei lumi tenebroase, fost comuniste, post-comuniste, cum putem să o numim,
exprimată figurativ, acolo realismul este reprezentat prin înjurături, situații, cum să zic, de deja clișeu, mâncatul ciorbei în bucătărie, cu faianța pe perete aferentă. Situații de absurd, dar românești, reale, cu plimbarea viitorului mort în ambulanță între spitale. Adică situațiile astea sunt, să zicem, de regăsit și în ceea ce spuneai tu. Mai mult sau mai puțin, firește. Sigur, subînțelese sub diferite aspecte, dar aparținând același univers, fără îndoială. Și aș completa la ceea ce spuneai. Chiar în zilele trecute mi-am revăzut câteva din numerele unei reviste foarte cunoscute la Cluj, Balcon, care a fost continuată pe urmă cu ideea, tocmai ca să-mi reamintesc cadrul mental care a sprijinit ceea ce urma să fie viitoarea școală de la Cluj. Și am văzut preocuparea pentru cinematografic, pentru cinematografia nordică, pentru fotografie ca mediu artistic în România. Erau multe, multe elemente de legătură cu ideea de performance care nu prinsese suficient de mult contur. Sigur, au fost câteva personalități care au făcut-o, dar se insista din nou pe asta. Și într-un fel, ceea ce am putut să văd în aceste numere a fost continuarea coerentă a gândirii critice specifice a anilor 90, din care ceea ce s-a întâmplat în anii 2000 a fost o dezvoltare organică. Revirimentul picturii, spre exemplu, în anii 2000, nu l-aș separa atât de mult de momentul concurențial al anilor 90. Adică mi se pare că cei care promovau noile medii artistice atunci au impulsionat, de fapt, pictura să devină alta. Și ea a devenit alta raportându-se la aceste noi probleme. Faptul că în epocă au fost mai mici sau mai mari conflicte între tabere, mi se pare mai mult o criză de creștere care a susținut de fapt ambele tabere. Și tabăra care merge pe zone sesizate ca alternative în anii 90 și tabăra care voia să readucă în atenție pictura sau alte genuri tradiționale, dar regândite și reformulate potrivit unei noi sensibilități. Dar asta mi se pare că s-a întâmplat doar în spațiul clujan, pentru că, spre exemplu, pictura bucureșteană, dacă ar fi să o luăm așa geografic, deși nu neapărat conceptual putem să folosim acest termen corect, are, să zic, o altă dinamică, pentru că anii 90 pictura, să zicem, însemna în cea mai mare parte, mă rog, ceea ce susținea, să zicem, Fundația Anastasia, Galeria Catacomba, adică grupul, să zicem, Prolog și ulterior toate tipurile de, să zicem, individualități care s-au desprins, s-au evoluat în zona picturală, neapărat ca și grup, dar de la Horia Paștina, la Mihai Sârbulescu, la Sorin Dumitrescu, iată că spuneam despre el, ei ocupau într-un fel sau altul, să zicem, scena picturii și nu sunt ca doar ei ca nume, dar ca zonă mă refer. Da, Ion Grigorescu și el cu latura lui de pictură foarte, să zicem, apropiată de această factură. Horia Bernea încă era un idol în acea perioadă de cum să spun, de necontestat. O pictură care de fapt însemna cu totul altceva decât, nu-i așa, competiția de care spuneai început în anii 2000 în zona Clujului, o pictură de factură tradiționalistă, însemnând capacitatea ei de a păstra, să zicem, o zonă foarte apropiată de începuturile lui Andreescu și acolo era discuția cât de modern trebuie să rămânem în zona Andreescu. Tematica pur și simplu epurată, o tematică, cum să spun, în care să se regăsească teme absolut domestice, eventual banale, de la două mere pe o masă care se poartă un titlu hrană sau naturi statice, sau venind într-o zonă, să zicem, ceva mai potențată religios, niște clopote. O zonă de pictură totuși diferită, apropo de competiția cu New Media, în toate aspectele care au ocupat scena anilor 90 și ulterior, firește, s-a reinventat și ea poate în alte aspecte, dar vreau doar să punctez această, să zicem, coordonată geografică și m-ar interesa poate să ne spui un pic mai mult despre, să zicem, terminologia asta al școlii de la Cluj, pentru că ea, datorită, să zicem, utilizării ei în diferite medii, de la academic, artistic, muzeal, a căpătat, să zicem, și confuziile aferente din punctul meu de vedere.
Am văzut-o discutând chiar cu diverse personalități ale mediului cultural clujan ca fiind apropiată anumitor instituții. Spre exemplu, e de neconceput să nu îl introduci pe Ioan Zbârciu, cred, în termen în utilizarea școlii de la Cluj, pentru că o percepe ca atare, dar în același timp și Dorel Găină sau zona de fotografie spune că noi am avut o mare componentă la început, dar în același timp școală înseamnă, nu-i așa, mediu academic, adică mai puțin, să zicem, sintagma de marketing cultural utilizată în zona școlii de la Leipzig, sub care s-a impus până la urmă și utilizarea acestui termen la începutul anilor 2005-2006. Cum o vezi, cum se vede ea la Cluj, mai ales că ea nu a avut, această școală de la Cluj, deocamdată în interiorul țării, în interiorul României, nu a avut o expoziție, să zicem, de factură, de fenomen muzeală, cum s-a întâmplat la Budapesta, care a dedicat o astfel de expoziție de fenomen. Noi încă nu am perceput-o ca atare în România, deși membrii sau reprezentanții școlii, nu știm dacă academice sau nu, au avut receptare bună. Da, mulțumesc de întrebare. Foarte bine punctate anumite aspecte care vor trebui lămurite în continuare. Ceea ce aș putea eu să fac în stadiul în care suntem cu cunoașterea acestui fenomen ar fi doar să aduc în discuție câteva repere pe care le consider reprezentative, și nu doar eu, în legătură cu acest fenomen. El, după părerea mea, și nu doar după părerea mea, se mai definește încă, așa încât probabil cea mai sănătoasă metodă de a privi acest fenomen este cu doza de interes, de curiozitate și cu o larghețe a timpului necesar pe care să-l lăsăm fenomenului pentru a-și spune, pentru a-și mărturisi toate aspectele, ca să mă exprim astfel. Da, 2007 este anul care aduce sintagma de școală de la Cluj într-un celebru număr din Flash Art, care a adus în atenție internațională câțiva artiști extraordinari. Pe parcursul discuției noastre am să-i menționez pe unii dintre ei și aș profita de o structură care e logică cumva în activitatea mea pentru a clarifica și pe parcurs ceea ce se întâmplă. Acum, sigur că au existat diferite valori ale școlii de la Cluj, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că ea se leagă inevitabil de activitatea galeriei Plan B este un adevăr. Faptul că reprezentanți ulteriori, pe calea unor hibridizări spontane, normale, firești în artă, au continuat demersul și în mediul academic, mi se pare iarăși firesc. Nu este foarte clar dacă de la bun început a fost strict un fenomen promovat de o galerie și doar atât, și nu și unul academic, dat fiind că majoritatea componenților școlii de la Cluj au avut studii la Universitatea de Artă și Design de la Cluj, așa încât eu în momentul de față vreau să-i cred pe toți. Îi cred și pe artiștii înșiși, cred și vocea autorizată a galeriei, dar cred și optica academică în același timp. Mi se pare că fenomenul nu exclude nici una dintre aceste ipostaze, de fapt, ci doar le nuanțează. Cred că la început era mai importantă ipostaza de galerie a acestui fenomen. Asta nu înseamnă că ipostaza sa academică lipsea cu desăvârșire. Exista și atunci, dar atunci mai importantă era această parte pentru că pe calea galeriei s-a obținut succesul internațional. Pe urmă, sigur, lucrurile au fost mult mai nuanțate, artiștii înșiși și-au gândit, regândit maniera de a privi lucrurile. Eu sunt încrezător în sensul în care cred că în viitor vom putea defini o estetică a școlii de la Cluj. Cred că acum este puțin cam de vreme să zicem, să o numim explicit și să spunem aceste caracteristici fac parte din școala de la Cluj și celelalte nu, sau alte caracteristici. Nu, cred că mi se pare riscant. Mă bucur că ai amintit deja figura lui Ioan Zbârciu ca unul dintre participanții și promotorii acestei școli. Voi face referire la un grup, grupul celor 6 plus 1, care este chiar domnul profesor Ioan Zbârciu și care a fost un fel de școală de la Cluj avant la lettre din anii 90.
Deci, cred că e un fenomen care are rădăcini foarte adânci și care are manifestări foarte diverse, mai diverse decât cele care au apucat să fie decelate, mai diverse decât cele care au apucat să fie cunoscute până în momentul de față. Muzeul a răspuns, vom vedea pe parcursul discuției, a răspuns în felul său la succesul internațional al acestei generații. Au fost mai multe generații, asta mă grăbeam să adaug, pentru că în afara generației pe atunci studente de care menționai în acel grup al celor 6 care ai spus și la București, la sala Dallas, au venit, iată, alte generații și alte discipline artistice, pentru că iarăși aici cred că e o utilizare care poate produce confuzie. Școala de la Cluj asociată de regulă cu zona picturală sau a mediului clasic de care spuneai, deși ea nu e doar atât, nu e așa, că în acest termen încap și Mircea Cantor și atâția altora ca el, care nu sunt exponenții picturii sau a zonei, să zicem, clasice, ba dimpotrivă s-au făcut remarcați prin alte caracteristici artistice. Poate ar fi necesară și această, să zicem, integrare în termeni a picturii sau doar a picturii sau a picturii și a celorlalte arte, sau deja e un, să zicem, o direcție cosmopolită în sensul declarării multidisciplinarității acestei școli de la Cluj. Da, momentul în care se afirmă prima dată este pus în legătură cu genul specific al picturii și cu revirimentul picturii la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Însă sunt diversi artiști asociați ca viziune, asociați și pe calea prieteniei și pe calea expozițiilor pe care le-au avut împreună cu cei din școala de la Cluj propriu-zisă, care ambiguizează puțin termenul. Faptul că ei se asociază și expun împreună, faptul că au manifestări în care nu se exclud unii pe ceilalți. În 2014 a avut loc o expoziție foarte amplă prin ochiul colecționarului, care asocia multe lucruri dintre trei colecții la acea vreme. Mircea Pintă, Ovidiu Șandor, cred, ultimul, l-a adăugat pe listă și un colecționar bucureștean, mi-aduc aminte numele. Ne vom aminti pe parcurs. Da, exact la această expoziție mă refer. Într-un fel, aceasta a fost sinteza, marea sinteză după ceva vreme de la apariția școlii. Sigur, a avut loc într-un spațiu comercial, oarecum impersonal, care să excludă, cum să spun, arondarea acestor artiști unei anumite instituții. Cred că Daniel Bălănică îl crema. Bălănică? Mă rog, revenim. Revenim pe parcurs la Bănescu. Bănescu, da. Bănescu, da. Da, și deci aceea a fost o expoziție sinteză și dacă parcurgeai cu destul interes, vedeai că nu era doar mediul pictural, erau și alte medii care țin de această nouă sensibilitate despre care... Inclusiv sculptură, Ciprian Mureșan, nu-i așa, s-a remarcat și în această zonă artistică a sculpturii, adică... Da, și în zona artistică a sculpturii și a explorării acelor sensuri din spatele sculpturii. Ceea ce m-a impresionat la el e și o dimensiune conceptualistă extrem de interesantă. A avut o expoziție Greutăți inerte la noi la muzeu, în care exploata mai multe lucrări de sculptură din patrimoniul muzeului, dar nu ca valoare în sine, ci ca valoare oarecum secundară actului său artistic, și anume acele sculpturi folosite doar pentru greutatea lor fizică, erau folosite pentru a presa anumite lucrări de grafică ale sale, care se desăvârșeau în acest fel și care urmau să fie expuse într-o altă expoziție care a urmat după aceea care a avut loc la muzeu. Deci, iată, actul de rebeliune a avut loc exact în cadrul muzeului. Mi-aduc aminte această lucrare, dar într-un alt context. Știu că Peter Iacobi, sculptorul, mă rog, român, care a emigrat în Germania în sfârșit, în anii 70, a făcut o serie de litografii pe baza unei legende pe care el a auzit-o la Craiova, fiind organizatorul filialei unei artiștilor plastici de la Craiova și lucrând alături în muzeul de alături, că, mă rog, era folosită coapsa lui Brâncuș, o lucrare de sculptură care reprezintă o coapsa lui Brâncuș, pentru a presa
varza în butoi cu murături. Și, mă rog, în sfârșit, lucrarea lui de grafică, asta reprezenta sculptura lui Brâncuș, stând pe butoiul de varză și presând-o, mă rog, o serie limitată de lucrări, dar oricum, mă rog, bancul care devenise banc după o realitate, iată-l reevaluat artistic de, poate și de Ciprin Mureșan. Poate și de el, sigur, da. Sigur. Revin prin cazul lui la această problematică, până la urmă, tradiție, modernitate, tradiție, contemporaneitate. Mi se pare că muzeul, locul care, muzeul de artă de la Cluj, care mi-a desfășurat cu predilecție activitatea, am putut asista la acest fenomen cu diferite manifestări. Văzând că se întâmplă ceea ce povesteam noi înainte, am organizat expoziția Tradiții Active, tocmai observând că tradiția devine deja un concept interesant și din perspectivă contemporană. Se întâmpla în 2018, și anul centenar, cu perspectiva, exact, 100 de ani de celebrare a statului român și a, mă rog, a României, nu-i așa, mari pe atunci, care, mă rog, funcționa ca un fel de, cum spui, întoarcere retrospectivă asupra acestor elemente de tradiție. Cum au fost, practic? Expoziția era un fel de potpiuri din tot patrimoniul muzeal, care insista pe mai multe subteme ale tradiției sau înțelegerea tradiției. Poate face o trecere în revistă în a înțelege ce înseamnă tradiția sau cum se definește ea din perspectiva artei pe care ai consultat-o și pe care ai expus-o. Da, am asociat nume de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, până în imediata contemporaneitate a momentului. Așa încât expoziția, chiar dacă putea să pară eterogenă, nu era chiar atât de eterogenă pe cât putea să pară la o primă vedere, pentru că și dacă asociam maestri precum Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, alți pictori, să zicem, de factură academică sau romantică academică, din diferite combinații, am căutat să aleg din opera lor acele aspecte mai puțin asimilate la modul tradiționalist cu tradiția. Adică, de la Ștefan Luchian am ales să vedem și imaginea evreului, la Rudolf Schweitzer cumpăna o scenă de ospăți într-un cadru absolut personal, într-un cadru intim, dacă vrei, la o masă la care mai mulți țărani celebrau ceva, se simțeau bine împreună. Am căutat să aleg ipostaze ale tradiției mai puțin vehiculate de obicei. Acele alterități care însemnau celelalte etnii mi s-a părut important să fie cooptate în ideea de reevaluare a tradiției, amintire a tradiției. Și am mers de la acest demers de selectarea unor maestri, cum e și Ion Teodorescu Sion, spre exemplu, nume emblematic pentru arta de factură națională, dar am ales să-i pun, nu numai să aleg lucrări diferite decât cele pe care le vedem de obicei, dar am ales să-i pun în legătură cu generații care nu mai sunt asociabile cu să zicem, o anumită doză de conservatorism sau de conformism academic. Și aici am vrut neapărat să fie și artiști contemporani, cum am pomenit înainte pe Ciprian Mureșan. Deci era Ciprian Mureșan, Marius Bercea, Olimpia George Tabera, Elena Ilaș. Pe urmă mai era și o zonă a unor artiști care fac trecerea între începutul secolului 20 și ceea ce ar fi contemporaneitatea, cum e Georgeta Năpăruș, spre exemplu, un nume important. Deci am căutat să fac o asociere între trecut și prezent, artiști care problematizează ideea de tradiție, care o transformă într-un temei activ al cercetărilor artistice. Și în acest caz, spre exemplu, Ciprian Mureșan a recurs la arta video, apropo, pentru a surprinde în timp fizic o acțiune de copiere, cu ghilimele de rigoare, a unor cărți de istorie a artei, care aduceau în discuție piese din patrimoniul muzeului. Deci iată, la nivel conceptual, cât de frumos a integrat toate aspectele, contemporaneitatea, soluții artistice și a propriei sale perspective, cu istoria muzeului, cu ideea de artă procesuală, artă video, care mizează pe o anumită narativitate observată în timp, prin intermediul artei sale video.
Deci am căutat să fie Alexandra Mureșan cu lucrările sale de sticlă modelate într-o manieră cât se poate de provocatoare și aproape că când îi vedeam lucrările rămâneam siderat cât de contemporană poate arăta tradiția. Era uimitor să-i văd lucrările acolo în contextul celorlalte feluri de a vedea tradiția. Dar era și o secțiune în care puneai, să zicem, un focus pe domnitori, voievozi, imagini de, să zicem, de celebrități ale României, de la Aurel Vlaicu la Brâncuș. Era și asta, pentru că și asta face parte din ceea ce se considera la un moment dat ca fiind arta cu specific național. Evident, discuția este foarte ramificată și aici. N-am vrut să exclud nici una dintre posibilele paradigme, pentru că dacă o excluzi, atunci sigur aluneci într-o extremă. Nu e un subiect comod. Și nefiind un subiect comod, ceea ce voiam să evit neapărat este să cad într-o extremă sau alta. Și am vrut să fie o perspectivă echilibrată. Da, am acceptat și voievozi în expoziție, am acceptat și pe Aurel Vlaicu. Cornel Brudașcu era cu o lucrare în care îl portretiza pe Constantin Brâncuș. Neconvențională, iarăși, pentru că ceea ce promovăm de regulă în legătură cu creația lui este ceea ce este afiliabil unei sensibilități pop, mai degrabă. Ne place să vedem partea de avantgardă din arta sa, dar eu am zis că poate ar fi curajos să vedem și partea de tradiție din arta sa. Mai ales că școala de la Cluj are un raport mult mai puțin conflictual cu tradiția decât alte centre artistice și poate tocmai de aceea a surprins foarte mult faptul că se simțea într-un raport de naturalețe cu această paradigmă și a integrat-o cumva firesc într-o imagerie extraordinar de inventivă și de diferită ca optică și ca sensibilitate. Bine, n-aș lăsa să treacă subiectul ăsta cu școala de la Cluj înainte de, apropo de, să zicem, reflectarea tradiției, înainte de a pune în ecuație eventual chiar școala ardeleană, pentru că e un, să zicem, un leagăn acolo al acestui ardelenism care, practic, din punct de vedere doar se remodelează peste timp, adică văd legături foarte, foarte adânci, apropo de identitate, între ceea ce spuneai cu Lucian Blaga, spre exemplu, sau cu atâți alții care practic au considerat în acest fel tradiția, o tradiție modernă. Poate ne faci și câteva apreciere apropo de legătura tradiției cu modernitatea și apoi a tradiției cu contemporaneitatea, cum o vezi definită din punctul de vedere pe măsura ceea ce ai început să faci, a cercetărilor și a expozițiilor? Păi, uite, avem în fundal o lucrare a lui Andor Cămiveș și într-o expoziție organizată recent, una dintre retrospectivele care m-au sensibilizat foarte mult, dar Întoarcerea la inocență, exact, este catalogul expoziției, are o lucrare în care foarte polemic, pe care foarte polemic și-o intitula și noi facem parte din arta de la Cluj, nu? Iar în imagine se afla el cu prietenul său Gheorghe Ilea în zona din fața Universității Babeș-Bolyai. Și având în fundal un grup sculptural realizat de Romul Ladea, având ca subiect școala ardeleană. Da, cred că despre lucrarea aceasta e vorba. Exact, aceea este lucrarea. Lucrarea lui Romul Ladea celebră, adică a fost circulată pe cărți poștale, timbre, adică are, să zic, un heavy rotation local, național. Într-adevăr, da. Într-adevăr. Și eu n-aș exclude elemente de legătură între o școală de Cluj și școala de la Cluj. Adică există o școală de Cluj la care făcea, cred că, trimitere Andor Cămiveș acolo, care a fost o resursă sau una dintre resursele pe care nu le putem exclude din genealogia acestui fenomen contemporan. Apoi, această problematizare tradiție-modernitate, tradiție-contemporaneitate a fost, că pomeneai adineauri despre grupul Prolog și perioada de început a anilor 90 și aș aminti și pe Horea Pașna cu o expoziție din 2014, Grădin se numea,
care, prin prezența sa vizuală în, în galeria muzeului, era foarte plăcută și deconcertantă prin această paradigma, această sensibilitate religioasă despre care vorbeam amândoi înainte și care era disimulată în cadre atemporale, cumva, cadre rurale care puteau fi atribuite în, în foarte multor locuri, cadre care aveau elementele religioase, aveau elementele naturale, având așa o aură, o lumină interioară care dematerializa cumva corpurile. Adică era pe de o parte seducătoare din punct de vedere vizual această pictură, pe de altă parte era extraordinar de, de provocatoare și la nivel ideologic. Expui o, un tip de pictură atât de aplicat realistă într-un fel, cu un subiect mistic, într-un mediu universitar de galerii și, și academic și estetic, în care în foarte mulți ani pictura neorealistă, hiperrealistă, concentrată pe cotidian, pe elementele uneori definite pe bună dreptate ca cinice sau crude ale acestui hiperrealism fotografic, da, deci toate aceste elemente de vizualitate configurau un mental care se reconectau foarte violent și foarte axat pe realitatea imediată. Și aici aveai dintr-o dată niște picturi concentrate foarte academic, foarte hiperrealist, foarte concentrat pe misticul din realitatea imediată. Și din punctul meu de vedere, să văd Horea Paștina acolo a fost ca o mică nouă revoluție. Mi-a plăcut foarte mult și am și scris, cu mare drag, recunosc, am scris într-un număr din revista Arta despre această expoziție Grădini de la Muzeul de Artă din Cluj. Și am și intitulat Insula lui Horea Paștina, că, comentând faptul că era ca un fel de insulă, ca un fel de mijloc de retragere, pictura ca mijloc de retragere, și asta poate să fie în zilele noastre la fel de radical. Adică să mizezi pe aceste valori ale replierii, ale repausului, ale recuperării de sine, care, iată, pot fi și pot face parte și dintr-o pragmatică a recuperării de sine, nu doar dintr-o mistică ruptă de contextul real. Adică eu am văzut-o ca o expoziție foarte actuală. Mi-a plăcut foarte mult. Asta, de fapt, era și, să zicem, practica, dacă putem să o numim așa, că e un cuvânt foarte folosit grupului Prolog, adică ei tocmai că își doreau o dezindividualizare a artei. Adică, la un moment dat, în primele lor expoziții, un vizitator, cunoscător de artă, nu putea să atribuie o lucrare care a cui era în expoziție. Asta era, de fapt, o dorință lor, un deziderat. Și apoi, tocmai această rupere cu totul de, să zicem, de elementul prezent, nu-i așa, celebrele deja flori de măr, lucruri care țineau de niște detalii de natură, până la urmă redescoperite și resemantizate, deveneau... Sigur. Să zicem, modul lor de, ulterior, nu știu, asociat ca ceea ce și spuneai, revoltă împotriva epocii. Acum, firește, epoca era, e deja o altă epocă, revoltă împotriva digitalului, poate, sau... Posibil, da, de ce nu? Da, unor da, medii da. De acest fel. Da. Aș insista un pic, poate, pe o zonă a școlii de la Cluj, pe care o spuneai, hiperrealismul acesteia și legătura cu fotografia, pentru că există și o componentă, să zicem, de care menționasem anterior, adică Dorel Găină cu catedra de foto-video. Știm bine că această catedră a fost înființată, cred, chiar înainte de catedra de la București, a Academiei de Artă, cred că la un avans chiar de vreo 2-3 ani de zile, și există această, să zicem, mândrie locală, cel puțin a lui Dorel Găină, că fotografia și-a dus o contribuție importantă, inclusiv în zona desenului. Adică știm ce înseamnă un desen a la Cluj, să zicem așa, în școala Solovăstru, cu elemente de grafică de încărcate de, să zicem, clar-obscur, hiperrealist uneori și nu numai, dar diferit cu totul de abordarea, să zicem, bucureșteană a fotografiei și a desenului, unde... Exact. Contează mai mult zona de, poate, griuri, zona, să zicem, o știm bine, Mircea Dumitrescu și, mă rog, Vasile Cazar și atâția alții înaintea, care au desenat într-un fel această școală de desen de la București, și
fotografia plecată în București pe ramura Yoji Kirai și Roxana Trestioreanu, care, mă rog, fondau în paralel, ceva mai târziu decât Dorel Găină, catedra la București de fotovideo. Cum arată fotovideoul clujan din acest punct de vedere? Academic sau muzeal? Uite, am o amintire foarte plăcută legată de susținerea tezei de doctorat a lui Dorel Găină, că tot l-ai pomenit anterior. Și pe lângă complexitatea gândirii sale legate de mediul fotografic, legate de estetica implicată de mediul fotografic și așa mai departe, dincolo de acest aspect, expoziția în sine mi s-a părut revelatoare în acel moment. N-aș vrea să greșesc, dar cred că era cândva pe parcursul studiilor încă și mersesem la muzeu ca un vizitator tânăr pe cale de a afla lucruri. Așa încât ceea ce am văzut eu atunci, la susținerea sa de doctorat, acel tip de fotografie pe care l-am văzut, m-a surprins fundamental prin curajul de a aduce în discuție fotografic taburi care mi se păreau neplauzibil de adus în discuție la noi în țară. Sigur, răsfăisem reviste, văzusem ceea ce se întâmplă în general, dar mă surprindea să văd asta la noi. Și țin minte că la acea și era și maniera de expunere, era foarte colocvială, pentru că teza sa de doctorat s-a susținut în curtea Muzeului de Artă și pe logiile care înconjurau curtea erau expuse fotografii la dimensiuni foarte mari. Rar văzusem, îți dai seama, în intervalul acela 2000-2005, cândva în intervalul acesta a fost susținerea, cel târziu în 2006, aproximativ spun acum, dar în perioada respectivă să văd fotografia reprodusă la dimensiuni așa de mari, încât să ocupe aproape jumătate din perete una și într-un spațiu public care era o curte de muzeu, mi s-a părut spectaculos atunci. Aș continua, cum să spun, discuția despre paradigma asta a fotovideoului și a contribuției sale la noua sensibilitate cu un alt reprezentant important al școlii de la Cluj, cu Șerban Savu. Cu Șerban Savu, care tot așa realizează niște imagini aparent deconcertante în care îți vine să spui ce se întâmplă aici. Și le privești cu mai mare atenție și vezi că sunt, de fapt, cadre pe care puțin și-ar fi pus problema să le picteze. Adică rămâi uimit la modul cel mai plăcut, văzând că această imagerie hiperrealistă, fotografic realistă, de fapt, are un spirit critic foarte bine pus la punct și suficient de maturizat încât printr-o singură pictură să pună mai multe probleme. Să pună probleme existențiale, să pună probleme sociale. Mi-aduc acum aminte, pur întâmplător, o lucrare care cred că avea ca subiect plastic sărbătoarea de 1 mai. 1 mai muncitoresc, dar văzut undeva din perspectiva zbor de pasăre și cu oamenii văzuți așa minusculi, cu imperfecțiunile lor anatomice, cu vârste diferite, printre chioșcuri la care se vând diferite produse. Adică relativismul pe care îl punea el în joc, al specific paradigmei contemporane, era cumva pe de-o parte și foarte umanizat, pentru că se vezi pe toți oamenii aia în toată așezarea lor uman, largă la nivelul statului de om și mică la nivelul zborului de pasăre. Mi se părea o perspectivă și neobișnuit de caldă din punct de vedere uman, dar păstrând zona critică prin această detașare realistă care nu intra în niciun detaliu de idealizare, niciun fel. El nu își salva personajele, ci doar îți atragea atenția ce se întâmplă cu ele. Da, și adaug aici, nu, scenele cu spălători de geamuri la birouri clasa A de office buildings, genul ăsta, sau fetele de pe centură, cred că Girls se chema expoziția, tot așa cadre largi luate cu niște fete în peisaj, pot părea, dar în același timp știi despre ce vorba, că îți dai seama din cadrul pe care l-ai văzut repetat la televiziune sau în presă, adică e genul ăsta de
Atenție pe zona periferică până la urmă. Sau... Da, atenție și atenționare în același timp. Adică, fii atenți, acolo se întâmplă ceva, se întâmplă ceva cu noi. Faptul că noi trăim într-un fel aici are ca, adică, și are originile și în ceea ce se întâmplă acolo. Noi nu suntem rupți unii de ceilalți. Și în pictura lui ni se oferă, cred că, o hartă a unor lumi care coexistă cu noi și care rare ori au șansa să intre în pictură. Într-un fel e o redescoperire a marginalității, dar o marginalitate care e alături de noi, care ne influențează. Cred că aici ar fi de adăugat, apropo de discursul critic pe care doresc să-l comentez legat de arta contemporană și discursul critic al artei contemporane. Da, discursul critic al artei contemporane, vom ajunge și la el și voi profita într-un fel ca să mai amintesc câteva nume care au avut de-a face cu tradiția și modernitate și pe care n-aș vrea să le scap din discuție, dar ajungem, pentru că modelul acesta critic nu este inventat 100% în anii 2000, el a mai fost pus în discuție, dar în alte paradigme. Și aici am adus în discuție deja câteva nume din generația 80, spre exemplu, nu? Cum era Andor Chiomiveș, spre exemplu. Dar aș aminti și de Mircea Roman, cu care am avut bucuria de a colabora în 2016 cu Mircea Roman, dar într-un context expozițional de duo. Era Mircea Roman și Paul Sandor, amândoi absolvenți de Ion Andreescu în același an, în 84, an de formare în care s-au cunoscut, an de formare în care au receptat deopotrivă neoexpresionismul acelor ani și care s-au reîntâlnit în această expoziție după foarte mulți ani, pe care și Paul Sandor, spre exemplu, și-a petrecut în Canada. El a emigrat tot așa pe cândva în anii 80 acolo și s-a profilat într-o zonă universitară de pedagogia artei, de utilizarea, apropo, a mai multor medii vizuale. Și s-au reîntâlnit în această expoziție numită, atenție, Armuri interioare. Da? Apropo de reacția la ceea ce se întâmplă în valul acesta hipercontemporan, hipercritic al artei contemporane, care se inspiră într-un fel din pulsul pragmatic al zilelor noastre. Chestiunea absolut legitimă. Dar în Armuri interioare, că discutăm despre zona critică, de fapt, care era zona critică aici, era tocmai această conservare a sinelui venită pe filieră expresionistă, care era contextul formării lor. Însă, mă rog, sculptura lui Mircea Roman, care știm bine cum populează spațiul, cum lucrează și cu lemn și cu metal, zona cromatică pe care o recuperează sculptura sa, în combinație cu tehnicile mixte, ca să le spun pe scurt, a lui și Paul Sandor, care era un fel de grafică amestecată cu practici fotografice și aportul mai multor genuri, practic. Dar el mergea într-o zonă generic arhaică în lucrările lui de inspirație grafică, ca să spunem așa. Pe când Mircea Roman îl simțeai că venea cu tradiția bizantină, cu tradiția locală, asimilată la un nivel artistic foarte neconvențional, care populează aerul, care manipulează spațiul. Deci a fost o expoziție care în felul ei atrăgea atenția asupra pierderii unor valori. Pe urmă aș veni foarte în contemporaneitate cu Tincuța Marin. Tincuța Marin, o tânără absolventă de Universitatea de Artă și Design din Cluj, cu o expoziție care polemiza într-un fel cu romanul lui Samuel Butler, Erevon. Și ca să-l transform în concept curatorial, l-am completat cu Nowhere. Erevon, Nowhere, care e citirea lui Erevon de la coadă la capăt. Așa era și intenția autorului, doar că el nu a apelat la această alăturare a termenilor. Eu i-am alăturat tocmai pentru a atrage atenția spre un univers distopic pe care îl imaginează artista și care e un univers care conține ceva din pragmatismul lumii contemporane, dar deghizat într-o
într-o imagerie fantastică, neconvențională și neliniștitoare în același timp, ca și în romanul lui Samuel Butler. Apropo de zona critică, dar e o zonă critică în care raporturile de putere creează niște personaje care există undeva la limita dintre pictura primitivă, gestul expresionist extrem, dar la acea limită încât nu te lasă să integrezi 100% într-o anumită zonă, și asta îmi place în demersul ei. Și îmi place echidistanța față de anumite provocări conceptuale ale contemporanului. Pentru că personajul pe care îl pune în scenă, un Bigfoot reimaginat de către Tincuța Marin, acest Bigfoot e un personaj cu un gen nedefinit. De aceea îmi place că nu se raportează foarte evident la zona feminismului, nici nu îl exclude în același timp. Acest Bigfoot are și o aură deasupra capului, deci cumva misticul sau conceptul de geniu al artistului există. E ambigu din punct de vedere moral, uneori face justiție, alteori face acte condamnabile etic. În fine, deci apropo de zona, diferite zone ale artei cu un mesaj critic, n-aș scăpa momentul de problematizare cu tradiție și modernitate și în legătură cu rondul scriitorilor, o expoziție care aducea mai mulți artiști de patrimoniu, avem catalogul chiar aici, și care au fost comentate literar de către mai mulți scriitori coordonați prin grija președintelui filialei de la Cluj a unui scriitorilor, doamna Irina Petraș. Și m-am bucurat că lucrări de Cornel Brudașcu, Onisim Colta, Conciuro Ișdvan, Nicolae Maniu, Florin Maxa, Silvio Ravițan, Alexandru Rădvan, Vasile Tolan au putut fi reintegrate și au putut trăi o viață nouă literară. Mi-aduce aminte o ediție la Bienala Veneția coordonată de Biscu Rigăr, în care pavilionul Italiei era curatorat în acest fel. Trimiseseră invitații către 100 de intelectuali de primă mărime la acel an în Italia, de la Umberto Eco, care era, cred că, cap de listă, până la scriitor contemporan, care fiecare dintre ei recomandau câte un nume de artist. Și, practic, expoziția era rezultatul invitării acestei liste de 100 de intelectuali publici italieni în a-și declara preferințele. Și cumva era extrem de eclectică, de același timp era extrem de interesantă, pentru că întotdeauna relația imaginii era cu, nu doar cu autorul ei, ci și cu, de fapt, personalitatea care îl recomanda, și expoziția punea în valoare inclusiv, practic, lăzile cu care aceste lucrări au fost transportate. Era lucrarea personajului care recomanda și de sub ambalajul cu care venise. Deci era cumva așa foarte, apropo de nonconformisme în legătură cu tradiția, dar în același timp vedeai lucrări și tipuri de artă pe care în mod sigur nu le puteai vedea cu un prilej de acest fel acolo, fiind vorba de o încercare de a regla conturile în stil italian cu cei care comentau și criticau, că totdeauna există această mafie a recomandărilor în spate, care încercau să monopolizeze perspectiva curatorială a pavilionului italian. Ei bine, au rezolvat-o cu cei 100. Deci rondul scriitorilor, 100 de, mai puțin de 100, dar da. Dar reprezentativ în orice caz, da. Sigur că sunt legături care se pot face foarte neconvențional între arte, care vin, exact cum menționai anterior, preferința unui artist scriitor pentru, să zicem, un artist vizual sau invers. Această zonă de preferință, de amicalitate artistică, cred că poate fi exploatată cu mult succes din punct de vedere curatorial, iar legăturile pot fi unele dintre cele mai subtile și mai surprinzătoare între concept și artefactul expus. Și mai eu, în generația de mijloc clujeană, n-aș rata ocazia de a uita un pic și la, să zicem, figurile cumva emblematice ale perioadei finalului anilor 60, apoi 70, Mircea Spătaru, Ana Lupaș, care cumva au coordonat o parte din activitatea studențească în zona artelor decorative.
Și apoi, mă rog, Ana Lupaș ca președintă a filialei UAP Cluj, activitatea, să zicem, clujană, dezvoltată sub coordonarea ei cu anumiți artiști de care unii ai pomenit, Brudașcu, dar și în același timp Nicolae Maniu, pe care i-a ajutat în lansarea expozițiilor și a parcursurilor, a demersurilor lor creative. Poate te oprești și la aceste figuri. Da, aș începe prin a spune că și acești artiști au figurat în expoziția Tradiții Active. Și Mircea Spătaru și Ana Lupaș au figurat cu lucrări în acea expoziție legată de regândirea, reevaluarea tradiției. Și Ana Lupaș era cu două covoare, deci cu zona de artă textilă pe care a realizat-o. Foarte, foarte interesant, afiliabile din punct de vedere vizual, spre exemplu cu stratificarea vizuală a lucrărilor lui Georgeta Năpăruș, spre exemplu, care și o artist, și una și cealaltă dintre cele două artiste mizează pe caracterul accentuat cromatic geometrizat al tradiției. Îmi vine în minte brusc și mă bucur că mi-am amintesc de Maxim Liulca, unul dintre artiștii clujeni contemporani care face același lucru, dar strict pictural. În fine, mă întorc. Iar venim dinspre altă regiune, dinspre Republica Moldova, nu-i așa? Cred că da. Oricum, background-ul de acolo este și interesant inclusiv acest aspect, pentru că a fost o grefă la nivelul anilor 90 prin acele studii oferite de prin Ministerul Educației, studii pentru elevii, pentru, mă rog, cei care veneau dinspre Republica Moldova pentru a studia în România, și o parte dintre ei chiar s-au grupat într-un nucleu clujan. Îmi aduc aminte de Vasile Ernu, de Tranzit, care n-are legătură cu tranzitul de astăzi. Da. Coordonații acolo care au constituit inclusiv să zicem o zonă activă, migrând dinspre filozofie înspre arte, încercând să folosească arta în a ilustra într-un fel conceptele filozofice, mă rog, de factură neo, să le spunem așa, unele dintre ele foarte orientate activist. Nu știu dacă e de interes sau nu, dar oricum pe zona aceea se păstrează și o vedem inclusiv în discuțiile, să zicem, nu totdeauna plăcute, uneori contondente între, să zicem, rivalii clujeni activi în diferite forme, fie că Fabrica de Pensule, fie că, mă rog, Confederația sau Federația Fabrica de Pensule, Centrul de Interes și așa mai departe, lucruri care au, să zicem, s-au coagulat inclusiv cu, ținând cont nu doar de aspectele, să zicem, ruperilor de prietenii, dar și de, să zicem, atitudini critice asupra modului de a face, de a produce, de a face artă și de a organiza evenimente. Poate că ar fi interesantă o perspectivă asupra acestui gen de, nu știu, cel puțin anii, să zicem, după 2010, intră în această componentă artistică ideea de hub, practic, conglomerate de artist, run space, galerii, ateliere, care, mă rog, au fost ilustrate magistral, nu-i așa, de Fabrica de Pensule, care apoi au încercat, inclusiv la București, să zicem, diferite transgresări sau, cum să zicem, adoptări de modele, care la rândul lor au născut, să zicem, offspring-uri în dreapta, în stânga, diferite față de nucleul de la care au plecat. Poate ne face o perspectivă asupra acestor... Aș face o perspectivă, dar din larg. Adică pe mine ce mă interesează în tot acest context este mai degrabă ce s-a făcut. Faptul că anumite structuri nu mai sunt acum sau au fost până de curând și nu mai sunt, faptul că s-au separat sau nu, mi se pare mai puțin important. Mi se pare mai importante lucrurile pe care le-au făcut. Îmi vine acum spontan în minte o întâlnire cu pictorul Luc Thuimont, face to face, care a fost organizată de Spațiul Intact, câtă vreme era încă în cadrul Fabricii de Pensule. Uite, faptul că îmi amintesc de întâlnirea asta cu mare plăcere, cred că ține pur și simplu de faptul natural că cineva care avea anumite conexiuni
exterioare, le-a folosit și a adus la Cluj un artist extraordinar, un artist internațional extraordinar. Așa încât faptul că pe urmă același personaj care l-a adus pe Luc Timon nu s-a mai înțeles cu ceilalți, mi se pare mai puțin important. De aceea perspectiva mea este mai degrabă una echidistantă și merge pe acceptarea, cunoașterea valorilor care au fost vehiculate în expoziții de la Plan B, câtă vreme funcționa acolo, mi le amintesc cu foarte mare plăcere. Și asta pentru mine contează mult mai mult. Dacă anumiți oameni nu mai pot funcționa împreună la un moment dat, nu înseamnă că în viitor nu se vor mai putea din nou asocia. Sigur, nu asta era ideea de a discuta, de a introduce în discuție acest, să zic, element de anecdotic, ci în sensul de a vedea un pic în ce forme s-au structurat, destructurat sau reconstruit anumite inițiative, pentru că, într-un fel, astea sunt cele de interes asupra unei priviri, să zicem, retrospective, a vedea în ce forme până la urmă s-au coagulat fenomenele artistice, inițiativele acestora. Au fost, cum spuneam, Fabrica de Pensiile cu siguranță a fost un model de urmat pentru mai multe centre din țară, inclusiv Iașiul. Da. Deci, practic, a fost un ferment din punctul ăsta de vedere, pentru că se vedea că ceea ce vedeai poate altă dată până în Occident, în Berlin sau în Viena, posibil, vedeai deja la Cluj, vedeai lucruri care funcționau similar, iată artiști importanți, a venit pe urma lui Luc Timon și Boremans și atâția alții, exact. Da, da, figurile pe care artiștii de la Cluj le urmau, le urmăreau, erau idolii lor, îi vedeai la ei în atelier, adică era ceva de genul în timpul vieții lor, adică nu părea posibil. Îl știai din albume la Taschen pe Luc Timon, îl vedeai în atelierul lui Mircea Suciu cu poza, dar când îl vedeai și fizic, că ai vizitat atelierul, da, deja părea ceva, cum să spun, ceva similar s-a întâmplat cu Orlan, mult mai aproape de momentul nostru. Tot așa, a fost incredibil că puteai să fii față în față cu un asemenea artist care a schimbat atât de mult pe scena internațională. Deci, da, pentru mine era importantă, cum să spun, această resursă acestor centre, acestor hale, multe dintre ele de tip artist run space, că despre asta era vorba de fapt, cum era și Plan B. Și ceea ce au schimbat foarte mult în dinamica culturală era să poți vedea că în spații așa zis alternative, până la urmă ele erau super vizibile și pentru cei de la Tate, spre exemplu, și anumite vizite au fost făcute anume pentru a se achiziționa lucrări de acolo. Deci până la urmă era mai degrabă flavorul că era într-o zonă periferică a Clujului, că era într-un spațiu tehnologic și într-adevăr locul avea o atractivitate specială din punctul ăsta de vedere. Avea senzația că faci ceva ilicit, da, ceva ilicit pe stilul contemporan, nu pe stilul contemplativ de vechi, să spunem. Și, într-adevăr, mergeai acolo și aveai șansa unei întâlniri extraordinare, cum spuneam despre Luc Timon, care realmente ne povestea cum își împușcă cu ghilimele de rigoare picturile, cum se obligă ca într-un termen de o oră, două, să finalizeze ceva care exprimă energia sa intelectuală și fizică de moment atunci. Era colosal să asisti și să înțelegi ceea ce se întâmplă și cum evoluează un tip de artă care a influențat pe atât de mulți. Și aș profita acum, apropo de paradigme artistice care influențează, care schimbă regulile jocului, și aș trece la o altă secțiune, să zic, a activității mele, dialogul artistului cu puterea politică. Și aici l-aș aminti pe Otto Dix, tot așa o prezență recuperată istoric în 2009 la Muzeul de Artă printr-o serie de lucrări de grafică, Grafica critică 1920-1924, care trata realitățile războiului, a primului război mondial, unde el a fost și combatant direct, dar și realitățile postbelice și dezastrele și violența cotidiană care a urmat după, mă rog, războiul propriu-zis. Și mie mi s-a părut că privirea, noua obiectivitate, de fapt, pe care o reprezenta, acel realism necomplezent care arăta imperfecțiunile și mergea foarte mult în ceea ce numim noi estetica urâtului,
și a arătat toate ororile și deformitățile supraviețuitorilor războiului și deformitățile moravurilor care se practicau după război și așa mai departe. Mi se părea că a fost o întâlnire foarte importantă în contextul noului figurativism al anilor 2000. Pentru că o expoziție, cum era aceasta de grafica lui, din grafica lui Otto Dix, era o expoziție care punea, de fapt, multe întrebări. La cum am receptat noi paradigma realismului în arta românească? Cum a evoluat ea? De ce nou figurativism al anilor 2000 atât de șocant pentru mulți? Și așa mai departe. Dar dialogul artistului cu puterea politică venea în acest caz și din cauza că aveai de-a face paradigmatic cu un artist care a fost prins în vâltoarea istoriei și a trebuit să facă față unui război absurd. În fine, o altă expoziție care mi s-a părut paradigmatică, dar într-un alt sens, a fost Emoții reale, care asocia artiști cehi cu artiști slovaci. Aș menționa câteva nume aici, și artiști maghiari: Ilona Nemet, Lucia Dobiceacova, Aneta Monachișa, Lucia Ceacova. Erau artiști din spațiul central est european care puneau probleme considerate încă tabu în perioada anilor 2012 sau în preajma anului 2012, un tip de figurativism, uneori de inspirație feministă, alteori de inspirație conceptuală. Unele lucrări erau foarte mixte ca format, vreau să spun, fizic. Ele răspundeau unui nivel de politizare arte mai subtil. Dacă la Otto Dix era mare istorie politica sau geopolitica mondială, aici era istoria moravurilor, ce este acceptat, ce nu este acceptat, ce este tabu, ce nu este tabu. Și am văzut foarte frumos pus în practica artistică integrarea în discursul artistic a subiectului propriei sale critici. Adică era ceea ce într-un alt fel urma să se întâmple. De fapt, nu urma, s-a întâmplat în același an tot la muzeu cu expoziția lui Călin Dan, care tot așa era cu anturajul și alte întâmplări. E bine, aici erau alte anturaje, erau anturajele noilor mentalități în schimbare. O altă artistă care tratează chestiunea, dar mult mai încifrat la nivelul acesta, era Florica Prevenda, tot în 2012, cu o reînscenare a sinelui, într-un fel de timp regăsit, mergând pe ideea de stratificare, cu mai multe hârtii de calc, cu imaginea proprie imprimată și pictată pe deasupra. Și în fine, tot la o disputare cumva a zonelor de forță, dar pe zona etică, pe zona de perspectivă de gen în același timp, era la Ioana Olăhuț cu Frică, Durere, Foame în 2016, unde o lume Eat, Pray, Love, ca să zicem așa. Da, pe da. Dos, cumva, pe da. Dos cumva, unde într-un univers aparent fantastic se puneau probleme de foarte contemporane, probleme legate de gen, legate de raportare la ceilalți, la identitate și așa mai departe. Și aș mai aminti tot așa la o zonă cumva polemică într-un sens și pe zona de mai accentuată pe identitate, ar fi Elena Ilaș și Florin Marin cu expoziția Versus din 2020, unde într-un univers postuman, mai ales cum îl surprindea Elena Ilaș, și într-o zonă care asocia sculptura cu obiectul, așa cum făcea Florin Marin, expuneau două zone aparent concurențiale, dar foarte, foarte atent centrate pe ideea de identitate. Adică dacă într-o zonă era vorba despre perisabilitatea umanului și ideea de fragment, de osoar, de asemănare dintre acest fragment și regnul vegetal, geologic, cum era la
Elena Ilaș, dincolo ce era chipuită un fel de salvare, un fel de văzută prin termeni sculpturali sub forma elansărilor. El are niște lucrări de lemn cu o texturalitate foarte subtilă și ușor cromatizată și care surprinde această idee de elansare. Și era acest versus între ceva ce pare inevitabil și consubstanțial consumării sau epuizării ființei umane și dincolo ce posibilitatea sa de salvare, de elansare, de evadare. Da, și tot în zona asta de identitate, și ca să închei acest capitol, aș aminti eu și pe Teodora Axente, cu spațiul din literă. Și Teodora Axente mi se pare una dintre artistele cele mai elegant contemporane din tânăra generație de la Cluj. Se individualizează, cred, printr-o pictură în care minuția detaliului realist, că tot povestirăm despre el, fuzionează cu un discurs vizual al semnificațiilor simbolice. Și sunt lucrări în care costumele, mănușile, obiectele vestimentare sunt, de fapt, însemnele a unei raportări subiective, foarte subtil codificate și surprinse în niște scene tăiate exact în momentul în care ar fi trebuit să se mai întâmple încă ceva. Așa încât era foarte frumos lăsat în afara ramei tabloului o zonă de continuare a unei povești incitante și la acest nivel, cu selectarea unor cadre problematizante, într-un fel bizare și neterminate imediat în imagine, cred că asta o apropie într-un fel de sensibilitatea școlii de la Cluj. Aș mai avea de adăugat aici faptul că, apropo de zona asta fenomenului școlii academic sau nu, o parte din artiștii care s-au remarcat, nu-i așa, primul val de care spuneai, Marius Bercea, Mircea Suciu, au devenit la rândul lor cadre didactice pentru o perioadă, unii alții pentru o perioadă mai largă și Teodora Axente și alții ca și ea au beneficiat, să zicem, de studiile cu aceștia în interiorul universității, ceea ce leagă și mai mult cele două povești sau fire de interpretare. Așa este, fără îndoială și... Țin minte, când colaboram cu Marius Bercea, m-a bucurat să văd respectul pe care îl au între ei acești artiști. De exemplu, când am colaborat cu el pentru expoziția Tradiții Active, m-a întrebat cine va mai fi în expoziție. Poate să fie și cu tare, poate să fie și cu tare. Adică îl interesa să poată fi aduși și mi-a plăcut că... dincolo de aspectul oarecum inaccesibil al școlii de la Cluj, se susține printr-o dinamică internă extrem de vie, de fapt. Se vizitează, își cunosc creația, au evenimente în comun. Sigur, felul în care afli despre aceste evenimente nu este cel încetățenit, nu este cel... obișnuit. Dacă vezi un afiș sau vezi un anunț despre asta, nu-ți mai trebuie mai mult. Știi că te duci acolo și vei vedea ceva important. Adică m-a frapat foarte plăcut acest aspect al certitudinii unor valori. Vezi că va expune Marius Bercea, vezi că va fi Șerban Savu, cu siguranță vei merge. Nu trebuie făcute eforturi mari în sensul acesta. Da. Aș mai aminti, apropo de zona critică de care aminteam anterior, pe Zygmar Polke, spre exemplu, care a avut o expoziție foarte consistentă în 2014. Se numea Muzică de origine necunoscută. Era o serie de guașe din 96, dar care sintetizau multe teme ale creației sale. Și mulți dintre artiștii despre care am vorbit înainte au fost prezenți, spre exemplu, în această expoziție. Zygmar Polke fiind unul dintre artiștii care au inspirat pe unii sau pe alții dintre aceștia și mi se părea interesant
să văd maeștrii față în față, unul doar cu lucrările și celălalt fizic venind să vadă expoziția. Mi s-a părut o expoziție de care avea un succes foarte profund. Nu era doar un succes al publicului în general, dar era un succes și prin raportare la lumea artistică de la Cluj. Mulți profesori universitari am văzut acolo și din partea... Cred că e important, apropo de cele spuse de tine anterior, de remarcat și, cum să zicem, modul personal de a acționa unora dintre artiști, precum Ioan Zbârciu. Știu că cercul lui de prieteni a fost extrem de relevant și important în lansarea tinerilor artiști, adică știm relațiile lui cu Marcus Lupert și cu alții care au, de fapt, au deschis într-un fel accesul altor artiști mai tineri decât el la cele circuite de artă. Poate ar fi de comentat lucrul ăsta, inclusiv prezența sau schimburile de experiență făcute între acești artiști. În ce fel s-au văzut dinspre Muzeul de Artă de la Cluj aceste cercuri și intersecții de cercuri, până la urmă, intime, personale. Da, Ioan Zbârciu este o figură emblematică, fără îndoială. El a reușit performanța, din punctul meu de vedere, să facă o legătură naturală între generații. O legătură pe care puțini artiști au vocația să o facă, de altfel. Faptul că el putea fi prieten, intim și coorganizator de expoziții cu mari nume din anii 60-70 și actualmente să fie prieten cu artiști care acum regândesc sau reproblematizează arta, mi se pare în sine o performanță. Și tot așa o mare performanță mi se pare să poți să pui lucrări de ale tale liniștit în compania lucrărilor tinerilor studenți și să arate bine împreună cu acestea. Mi se pare o performanță artistică să poți să fii plauzibil, să fii credibil și consistent în contextul noilor generații care au venit. Și aș menționa aici, mi se pare iarăși semnificativ faptul că prima sa expoziție personală la muzeu a fost abia în 2014. El, foarte mulți ani, fiind promotor, cum bine observa înainte, promotor al multor artiști importanți, atât unii de pe scena locală, cât și artiști internaționali. Marcus Lupert este unul dintre ei, Herman Nici este altul. Colaborarea sa, cum să spun, foarte flexibilă între multe instituții, universitate, muzeul de artă, diverse galerii, printre care IAGA, spre exemplu, este foarte flexibilă și aduce în atenție personaje care merită văzute în contexte surprinzătoare. Recent am organizat Mapping Frames, iarăși în colaborare cu el și cu foști doctoranzi, absolvenți de la universitate, o expoziție care iarăși aduce nume contemporane foarte, foarte interesante. Deci el are această calitate de promotor și de colaborator permanent pe o perioadă lungă. În 2014, acum profit de ocazie și spun câteva cuvinte despre expoziția lui de atunci, mi se părea frumoasă calitatea retrospectivă pe mai bine de 7 ani din creația sa și versatilitatea stilului său abstracționist mi-a atras atenția în mod special. Pentru că avea lucrări foarte diferite ca optică și ca tratare, de la atenția acordată suprafeții, o anumită texturalitate a suprafeții, până la problematici de mare relevanță în contemporaneitate, legat de sensibilitatea ecologistă. Pădurea de cenușă era un fel al său de a se raporta la felul în care ne păstrăm patrimoniul natural, de fapt, al habitat natural cuceritor și readus în discuție prin transfigurări între abstract și figurativ foarte, foarte interesante. Da. Am zis despre Călin Dan deja. Suntem la discursul critic al artei, deci figurează foarte bine la această secțiune. Mi-aduc aminte cu mare plăcere, tot așa o colaborare directă în 2012 cu el,
când promova Anturajul și alte întâmplări o serie de interviuri cu deținuții de la penitenciarul de maximă securitate din Colibaș. Ei, și acolo erau acele 19 video-interviuri pe care le puteai vedea fie pe monitoare, fie prin proiecții video, și ele erau inserate pe parcursul Galeriei Naționale a Muzeului de Artă. Iar această colonizare cu prezențe din pușcărie a patrimoniului național era foarte surprinzătoare și te obliga să pui în legătură două tipuri de artă, două tipuri de conținuturi, unul strict estetic, celălalt cu multiple rezonanțe sociale și, și de altă natură. Și era o instalație până la urmă, ceea ce s-a realizat la sfârșit era o instalație care funcționa 8 ore pe zi și care te obliga să vezi altfel Galeria Națională a Muzeului de Artă. A fost o resemnificare și nu știai eu de fapt care lucrările includ pe care. Esteticul include arta video și arta procesuală sau arta procesuală include esteticul și îl critică și îl aduce în discuție și nu așa spațiu sesizat uneori ca restrictiv, cum este cel al Muzeului de Artă. Mi-a plăcut această dimensiune critică care putea funcționa în ambele direcții în cazul său. Dar nici Andor Kömüves nu este străin de această perspectivă critică și mi-a plăcut mereu să spun că el este și un metafizician temperat, dar și un relativist bântuit de speranța metafizicului. Și cred că mitologia sa fabuloasă conturează cumva un paradis dezîncântat, dar care satirizează mai multe probleme. Și consumerismul în artă, și politizările artei, și blocajele de comunicare dintre artist și public. Și cred că expoziția pe care i-am organizat-o anul trecut făcea o medie între toate aceste caracteristici cu un accent puțin și înspre zona sa mistică și reflexivă, ca să spun. Era și inevitabil pentru că e la scurtă vreme după dispariția sa în 2019 și a fost un eveniment emoționant și din punctul acesta de vedere. Am exploatat la maxim colecția artistului, am vrut să punem accent pe asta. A fost o colaborare curatorială cu Ioana Gruiță Savu. M-am bucurat să avem două perspective, era un moment dificil fiind la puțină vreme după dispariția lui și având un patrimoniu a creației sale foarte bogat, din care trebuia să spunem ceva nou față de cele poate două sau trei retrospective care au mai fost între timp și acum să fie altfel. Așa încât întoarcerea la inocență mi s-a părut un titlu și provocator și poetic întrucâtva, pentru că el era un... L-am întâlnit direct și am colaborat cu mai multe ocazii și am văzut această dublă natură. Era un spirit ludic ieșit din comun, deschis și în zona de critică socială și a moravurilor și a politicii, dar având o deschidere importantă și în zona mistică. Eu îl văd ca pe unul dintre personajele, să zicem așa, maxime ale anilor 80, prin bogăția de probleme pe care le pune și prin diversitatea genurilor abordate, de la pictură, la performance, la mai multe genuri artistice. Da. Și încet, încet ajungem într-o zonă finală, dar nu de tot finală a discuției. O concluzie intermediară. O concluzie intermediară, așa, cu dezbaterile artistice contemporane. Și m-am bucurat, de exemplu, că la noi la muzeu a fost expusă colecția lui Mircea Pinte în 2010. Faptul că în 2007 avusese mare succes internațional Școala de la Cluj și în 2010 am avut această expoziție, mi s-a părut o reacție frumoasă și la timp, legată de ceea ce se întâmpla atunci. Și, cum să spun,
mi se pare că ar trebui menționați chiar toți artiștii care au fost acolo și ca să nu-i scap pe niciun, am să fiu foarte atent să-i spun. Deci vorbim despre artiștii din colecțiile Mircea Pinte, Răzvan Bănescu și Ovidiu. Asta Șandros, era, sau? Din 2010, era doar al lui Mircea Pinte. Doar al lui Mircea Pinte, da. Cred că știu, acesta a avut și un catalog cu niște coperți roșii. Parcă așa era, exact așa era, da. Și acolo figurau Marius Bercea, Mircea Cantor, Alexandra Croitoru, Adrian Ghenie, Cantemir Haușii, István Laszlo, Victor Mann, Ciprian Mureșan, Vlad Nancă, Cristi Pogăcean, Victor Răcătău, Cristian Rusu, Șerban Savu, Mircea Suciu, Supernova și Gabriela Vanga. Deci era o colecție impresionantă de artiști deja validați, dar de curând validați. Și mi s-a părut important că se aflau în spațiu muzeal. Veni într-o colecție privată. Deci veni într-o colecție, da, veni într-o colecție privată și faptul că puteai vedea în lucrările lor o mică hartă a ceea ce se va întâmpla în viitor, mi se părea o garanție pe care o ai de puține ori la expoziții care se deschid tocmai acum. De regulă nu știi ce se va întâmpla. Mergi într-o expoziție și vrei să vezi despre ce este vorba. Ori aici cumva aveai garanția că aceste nume vor rămâne importante în continuare. De puține ori pe parcursul unei cariere ai această conștiință valorică că ceea ce este nou acum va rămâne important. Validarea așa de rapidă și de bine fundamentată a noului, cum se întâmplă acum, o întâlnești de puține ori. În același timp e importantă, cred, mai mult pentru piața de artă, pentru că în același timp nu zeitgeistul, spiritul vremii, cum să spun, de multe ori știi, nu mai poți să fumezi o țigară care ai fumat-o, o banalitate, dar în același timp, cum să zic, nu neapărat ai nevoie să îți mai și placă ceva ce ți-a plăcut acum o zi, spre exemplu în cultura aceasta a schimbului noului cu al nou, cu al nou, a valorilor care ai, că o formație expiră de la o zi la alta deja, adică sau o trupă sau un album. Sau, adică, se poate întâmpla, dar expirarea asta nu e niciodată totală, adică pot apărea revirimente, de asta trebuie să fii cu mare băgare de seamă la ce se va întâmpla în continuare. Da, pentru că acest joc de putere estetică și de alte tipuri în contextul artistic actual poate să schimbe foarte repede paradigma. Adică cum dispare ceva, tot așa poate să fie și readus în discuție sau reevaluat. Ce spunea Lenin, nu-i așa? Adică vreme de secole nu se schimbă nimic și apoi în câteva săptămâni se schimbă tot. Se schimbă tot. Da. Și așteptarea are la fel de multe lucruri, ca să zic, de imprimat ca și schimbarea până la urmă. Nu știu, în cazul acesta, într-adevăr, artiștii despre care vorbești sunt, într-adevăr, numele care s-au remarcat și care au, să zic, definit într-un fel atât fenomenul artistic de pe scenă, cât și de colecționare. Pentru că, într-adevăr, aceste nume sunt colecționate nu doar în spațiu românesc, sau nu mai cu seamă în spațiu occidental, de către colecții mari de afară, cunoscute și recunoscute prin participările lor în muzee importante, ca și donatori, ca și susținători. Deci da, cu siguranță confirmate din punctul ăsta de vedere. Da. Poate că nu e o întâmplare că exact în același spațiu, dar mult mai aproape de noi, au avut expoziții Ioan Antoniu și Radu Pulbere, a căror paradigmă figurativă poate fi pusă în legătură cu această nouă sensibilitate, deși ei aparțin unei cu totul alte generații, tot anilor 80. Însă a avut recent această expoziție Doppelganger. Iarăși îmi place că a fost un duo artistic care cumva resemantiza figurativ în maniere diferite. Figurativul la Ioana Antoniu face corp comun cu ideea de artă textilă, inserarea firului artei textile și a cusăturilor în concepția tabloului mi se pare o zonă foarte provocatoare pe care ea o exploatează. Pe de altă parte, Radu Pulbere vine cu un figurativism ambigu, cu multiple trimiteri. Adică
de la marile referințe ale istoriei artei până la probleme contemporane. Era o expoziție foarte bogată din punct de vedere ideatic, foarte consistentă și care, ca și lucrarea lui Andor Kümmeweș, punea întrebarea, nu e așa că și noi suntem dintr-o școală de Cluj, care nu e așa că nu e ruptă de școala de la Cluj. Adică simțeai cumva că există câteva trăsături comune acolo, iar ele au venit pe o devenire firească a artei celor doi și care cumva vine, sigur, în foarte multe etape, vine din anii 80 până în contemporaneitate, dacă ceea ce spuneam eu acum apărea doar în anii din urmă, era ceva, dar ele au apărut cu mulți ani înainte. Adică acest tip de figurativism ambigu cu problematizări a apărut încă de la începutul carierei lor. Cu atât mai mult mă interesează ca un fel de școală de la Cluj Avant la Lettre, la care a pregătit terenul și care a făcut să fie posibilă o nouă viziune. Interesantă, cum să zic, acest succes al fenomenului artistic de al școlii de la Cluj, care a emulat în afara Clujului, într-un fel, pentru că ecouri s-au simțit, cum spuneam, și la București, apropo de dorința asta de a regla, într-un fel, hub-uri de creație, dar și dincolo de asta stilistic, pentru că artiști venind din școala lui Ștefan Câlțea, spre exemplu, care s-au putut modela mai ușor pe genul ăsta de perspectivă picturală și, mă rog, elemente picturale, au făcut-o și seamănă uneori izbitor de mult. Știu critici între artiști care, dinspre cei de la Cluj, care spun că nu acceptăm să avem astfel de, să zicem, emulații în zone bucureștene sau nu numai. Și există nu doar în zona românească, poți să vezi deja cu ochiul liber și din spațiile occidentale, artiști care vin cumva pe urmele succesului, dacă putem spune așa, al succesului de piață de data aceasta al școlii de la Cluj, care lucrează în maniera cutărui artist, a celuilalt artist, maniere care a deja devenit manieră, putem spune și asta, adică nu cred că se supără genie dacă îi spunem că a devenit o manieră pentru alți artiști sau... Da, asta poate fi văzută și ca o calitate. Fără în sensul ăsta, o și spuneam, pentru că au provocat, iată, niște torenți până la urmă de a deschide, nu-i așa? Și în spate vin și followers și cum ar veni. Sigur, capacitatea de a influența este unul dintre parametrii valorii. Este capacitatea de a influența, de a te face... până la urmă recunoașterea ce înseamnă. Nu e numai că anumiți critici convind că avem de a face cu o valoare acolo, ci și faptul că se probează. Este o formulă atât de viabilă încât este practicată de mai mult și validată în felul acesta. Ioan Aurel Mureșan va reveni, asta este în pregătire, tot la dezbatere artistice contemporane. Am avut o expoziție recentă, cred, la Muzeul Național al Literaturii, chiar filmată de colegul nostru Cristi Farcaș, care e și aici în spatele nostru, și l-a filmat în expoziția de la muzeu, o expoziție care face parte dintr-un ciclu mai larg, mă rog, apropo de proiecte în lucru. Da. Mă bucur că itinerează și are proiecte foarte bine puse la punct, inclusiv cu Galeria Ieța de la Timișoara. Și ceea ce va avea loc la Muzeul de Artă în curând, acum în mai, va fi în colaborare cu Galeria Ieța și cu Fundația Triade de acolo. Apud Magister se va numi proiectul. Acum, sigur că Apud Magister, versiunea de la Cluj, lucrăm să fie diferită de altă versiune a acestei expoziții și va arăta diferit. Însă, fiindcă este în lucru, aș spune numai câteva idei de bază. Rezultatul se va vedea în curând. Ideea de bază și ceea ce m-a bucurat și mă bucur în continuare în timp ce lucrez la această expoziție este să văd cât de viabilă astăzi este noua pictură a lui Ioan Aurel Mureșan. Cred că are o perspectivă care preia întrucâtva sursă de inspirație de la începutul carierei și sunt foarte atent și foarte inteligent aduse la zi, dar aduse la zi nu ca o reacție de adaptare pentru că așa trebuie, ci ca o reacție de evoluție proprie.
o formă de figurativism care s-a epurat într-o anumită măsură și care în subsidiar păstrează energia expresionistă din trecut, dar transfigurarea nu mai este aceea pe care mulți dintre noi o știm. Așa că eu cred că va fi o surpriză foarte plăcută noua expoziție a lui Ioana Aurel Mureșan, apud magister, a se înțelege după maestru, după ceea ce face el în expoziția aceasta, este să reia în discuție niște modele picturale anor mari maestri într-o manieră ultra personală și foarte diferită de exemplele de referință pe care le are în minte. Am răsfoit catalogul expoziției zilele acestea și surpriza mea era să văd cât de diferită e replica lui Ioan Aurel Mureșan prin comparație cu originalele. Aproape că putea să lipsească reproducerea originalelor pentru că sunt lucrări de sine stătătoare, de fapt. Adică, ce spun, că felul în care receptează sugestiile sau soluțiile unor maestri este atât de bine pusă la punct, fiindcă este el însuși un maestru, încât nu mai vorbim despre o relație discipol, adică maestru-discipol, și despre o relație între maestri, de la egal la egal. Trebuie spus că Ioan Aurel Mureșan este profesor cadru didactic la Universitatea din Oradea, dacă nu mă înșel, și conducător de doctorate, cred, da, că... Dar și la Cluj, în același colega timp. Noastră, da. Mirela Trăistaru, era una dintre cele care și-a dat doctoratul cu dumnealui. Sigur. El, de altfel, un artist exponent al generației 80 și plecând, apropo de ceea ce spuneai, din acel neofigurativism expresionist, da, care, da, mă rog, se conturase la nivelul acelor ani ca o alternativă la ceea ce a fost, la ceea ce ținea scena principală a anilor 80, o artă de un anume fel, mă rog, pe care ne amintim cu mai puțină plăcere astăzi. Da. Da. Unii cu mai puțină, alții cu mai multă plăcere, da. 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 Deci dezbaterile culturale sunt în continuare în lista Muzeului de Artă de la Cluj. Poate, nu știu, ca o concluzie, într-un fel, a dialogului nostru, ne dai și o latură a publicațiilor, a lucrurilor pe care le pot găsi cei care ne privesc în zona bibliotecilor, a lucrurilor pe care le pot studia, apropo, lucrurile pe care le-ai menționat. Da, ajungem și aici. Vreau doar să mai fac două mențiuni între timp. Pe Georgeta Olimpia Bera, aș vrea să o menționez ca pe unul dintre numele din tânăra generație cu care am și lucrat foarte bine, dar și care m-a și impresionat din punct de vedere artistic. Ea a avut în 2018 expoziția Joc Continuu și mi se pare că în această imagerie a noului val pictural ea a adus o temă non-conformistă, aș putea spune, tema familiei. Felul în care a tratat într-o manieră ludică, dar și precisă, cumva și expresivă din punct de vedere pictural, a raporturilor de familie între părinți și copii, felul în care universul casnic rezonează la teme majore ale istoriei artei, dar privite din perspectiva mică a jocurilor de culise din familie. Domestică, da. Mi s-a părut și matură în același timp și profund afectiv în același timp. Da. Și aș încheia acum cu o expoziție care este cumva simetrică cu începutul, că povesteam la început despre schimbările pe care le aduce generația anilor 2000 și noile valori și revirimentul picturii și problematizanții anii 90. Și aș aduce în discuție grupul celor 6 plus 1, care este profesorul Ioan Zbârciu și care a fost îmi place să cred, încă un grup cu care am avut plăcerea să lucrez în 2017, la mai bine de 20 de ani. Această expoziție a avut loc la mai bine de 20 de ani după 1999, când au avut la Dallas Fin de siècle, era, da, numită expoziția. Da. Poate ar fi necesar să și numim pe acești 6. Îi numim, da, neapărat. Este vorba despre Andrei Câmpan, Cudor Duca Istvan, Aurelian Marius Piroșcă, Mihai Pop, în calitatea sa de artist, Leonard Vartic, Potanciuș Abraham Zoltan.
sunt cei șase, la care se adaugă ca invitat special aproape de fiecare dată și profesorul Ioan Zbârciu. Și m-am bucurat că cu ocazia asta, cu expoziția din 2017, am putut să vedem o zonă a figurativismului care funcționa foarte bine și în 97, când au mai avut iarăși o expoziție importantă, și în 1999, când au avut acel fin de siecle, și care propuneau tot așa o zonă a figurativismului neconvențional, care a fost continuată mai apoi prin școala de la Cluj ulterior. Țin minte că în acest proiect a fost cooptat și Horea Avram, în calitatea sa de critic de artă, și țin minte că i-a făcut plăcere și lui să-și amintească. În expoziție din 99 el a fost un colaborator apropiat al grupului, ca și Ioan Zbârciu, ca și Maria Rus Bojan, care era atunci curatoarea acelei expoziții. Și, cum să spun, când am avut bucuria să organizez această expoziție, în același timp am întâlnit cu această istorie foarte bogată, un segment foarte important al anilor 90, pe care nu l-am adus în discuție foarte des, dar care e o parte componentă care trebuie recuperată în această discuție despre ce se întâmplă la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. Trebuie spus să poate lucrul ăsta, că finalul anilor 90 cumva se poate să-i exemplifica foarte ușor în aceste tipuri de coalizări, coagulări de artistice, dar la nivel de grup, pentru că tot spațiul românesc, să zic, apar astfel de grupuri. În Rostopas, că apare la București, și nu numai, grupul 2 Meta, grupul 2 D, cred că se numea, Mirela Dăuceanu și Aurora Dediu, actualmente Aurora Chirai, pe urmă sub Realul, un pic mai devreme, de fapt, la 95, cred că, pe mijlocul anilor 90 oricum, era o formulă care practic permitea artiștilor euroartist, permitea artiștilor participarea în diferitele evenimente de tip bienale sau saloane anuale care se organizau și care cumva cereau lucrări site-specific. Pentru un artist era foarte greu să poată să facă la acel nivel o instalație, dar deja pentru un grup părea mai rapidă o astfel de implicare și mai ușoară din punct de vedere al susținerii și a muncii și a implicării efective. Ori, în sensul ăsta am văzut inclusiv participarea, iată, a clujenilor în București. Bine, acolo era și o notă de reîncercare de a conecta centrele Clujului față de București cu la nivelul generației noi, pentru că cei de care spui la nivelul anului 1999 cred că erau studenți toți. Da. Se încerca o punere, să zicem, în capitală a noilor, să zicem, reprezentanți ai tinerimii clujene, și lucrul s-a și întâmplat la acel nivel atunci. Apoi, firește, s-au schimbat lucrurile deja la mijlocul anilor 2000, generația era, nu mai erau pionieri, erau deja, să zicem, trecuți în categoria următoare de absolvenți care se remarcaseră internațional. Da, mă bucur că ai menționat de Rostopasca și acum am amintit că undeva prin 2001, adică ce spun, e interesant felul în care dinamica unor grupuri artistice receptează problematicile care se pun în anii în care se organizează acele expoziții. Pentru că, de exemplu, expoziția Rostopasca din 2001, cred, organizată la Centrul Ceh, era o versiune extinsă a grupului Rostopasca. Acolo erau acceptați, erau câțiva invitați. Cum spuneai, fiind o formulă mai extinsă, era poate mai ușor de gestionat o tematică sau o problematică nouă. Contextul a determinat apariția grupului și invers, adică și e invers, un tip de ciclicitate. Da, un tip de schimb între cele două. Și chiar citeam în ceva publicație mai veche, tot așa, că cu mare mândrie chiar grupul Rostopasca vira mai mult înspre zona video, instalație, adică un tip de vizualitate care mizează pe proces, pe obiect, pe inserarea în spațiu,
și mai puțin pe mediul artistic tradițional de până atunci. Și faptul că era într-o componență artistică lărgită, iarăși emblematic. Deci iată, avem un, să zicem, un început cu un început continuu al artei românești clujene, da, care încă da. mai produce surprize, și fenomenul clujean, rămâne cu concluzia aceasta că școala de la Cluj încă nu și-a scris istoria, ba dimpotrivă, probabil lucrurile care vor urma ne vor lămuri mai mult asupra viitorului acestui fenomen. Cu siguranță, da, da. Bun, păi rămânem cu concluzia asta, cred, și ne despărțim față de toți ceilalți, dar noi rămânem aici și ne mai povestim unii altora lucruri. Da. Vom rămâne mereu să povestim noi lucruri și când vom avea ocazia să le împărtășim și cu toți ceilalți.